Bună seara, dragii mei, peștișori, am revenit cu partea a doua pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în pești. Partea a doua referindu-se la viața voastră intimă și o relație cu care aveți, eu știu, cu cineva din preajmă. Nu e obligatoriu să fie aceeași persoană. Poate să fie altă persoană, ori membru al familiei, ori colaborator, ori... În fine, vedem. Haideți să vedem vibrația sexuală dintre voi și persoana dragă. Probabil că e o persoană valetul de bătem, e o relație la început. Început poate să însemne și câteva săptămâni și câteva luni, chiar și un an. În fine, e o relație pasională care vă doriți foarte mult unul pe celălalt, însă n-ați reușit să dezvoltați relația. Poate unul dintre voi încearcă să taie stringurile între el și o altă persoană din trecut. Este și un 4 de cupe. O energie a regretelor, a dezamăgirilor, da. În fine, peștișori. Soare, lună, Venus, ascendent în pești. Totuși vine dragostea, vine un cavaler să vă salveze într-un fel sau altul. Ori un alt semn de apă, ori pur și simplu vine dragostea și vă ia cu ei. Ce să mai, vă ia cu ei, pe cal. Soare, lună, Venus, ascendent în pești. Decembrie 2019. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent în pești. Decembrie 2019. Ok. Ce vă doriți voi? Ce își doresc ei? De ce vă este teamă vouă? De ce le este teamă lor? Oh, regele de băte, semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Este o persoană matură. Este o persoană care... Haideți să vedem mai întâi și pe urmă descriu. Ce vă doriți voi? Regina de monede. În acest moment simt că vă doriți să vă fie recunoscută valoarea. Și pentru că vorbim de viață intimă, da, valoarea în viața intimă. Probabil că printre multe altele le puteți oferi stabilitate sau așteptați să vi se ofere stabilitate. Unora vă place culoarea mov, asta este sigur, este evident. Sau lila sau violet. Vă doriți să primiți ceea ce meritați, adică, fiind vorba de regină, vă doriți un rege. Fiind vorba de monede, vă doriți stabilitate, erotism. Vă doriți să nu primiți mai puțin decât... decât meritați. Ia să vedem. Ei, ce își doresc ei? Oh, nouă de spate. Deocamdată nu prea își doresc, doar își fac griji. Își fac multe griji. Extrem de multe griji. A apărut și în crucea celtică. Orică poate nu-i mai iubiți, orică poate nu vă place, nu știu ce, la ei... Cred că au și multe complexe. Deci, din poziția dorințelor, teoretic ar trebui să își dorească să treacă peste aceste complexe și peste aceste griji, da? Care sunt evidente. Posibil există o grijă undeva în subconștient, a lor,
că există o vrajă între voi. Ori să nu fiți împreună, ori, nu știu, o situație care ține de magie și care vă blochează și își doresc să treacă peste această situație. De ce vă este teamă? De 5 de cupe, de regrete. De ce le este teamă lor? De 8 de băte, de comunicare. 8 de băte înseamnă comunicare, este simbolul săgetătorului, da? Sunt săgețile în tarotul clasic. Dar am spus că voi vă doriți să vă fie apreciată valoarea, frumusețea, da? Semnele de pământ sunt senzuale, să fie apreciată senzualitatea, erotismul și să fiți tratate ca o regină, pentru că totuși, într-un fel sau altul, există un rege în această poveste. Ce înseamnă? O energie matură. Asta înseamnă regele și regina. Sunt energii stabile, energii asumate. Vă doriți ca partenerul vostru să fie asumat. Nu să vă ofere mai puțin. Nu să se simtă complexat. Se pare că este complexat și își dorește să treacă peste aceste complexe. Probabil că e o chestie care ține și de comunicare, 8 de băte am spus, și nu doar de comunicare, de împărtășire de la egal la egal. De creștere spirituală. Da, prin erotism este ciudat să vorbesc despre așa ceva, dar asta e, trebuie să vorbesc, pentru că se și vede și în carte și se și știe. Că prin sexualitate poți să crești spiritual, dar nu cu oricine, evident că nu cu orice partener poți să ai această șansă. 8 este transformare. Probabil că le este teamă să se transforme prin acest parteneriat sexual, dar bătele sunt sexuale. 8 înseamnă transformare, da? Le este teamă de această transformare. Pentru că încă sunt complexați, își dau seama că înainte de orice, trebuie să încheie acest ciclu nou, înseamnă încheiere de ciclu, de griji, de relații reci, distante. În această carte așa se pare că arată. Probabil că înainte ei aveau relații reci, distante, cu o fi semn de aer, sau poate cu un alt semn de aer, au avut asemenea relații și nu sunt obișnuite cu pasiune. Da. De poziția fricilor. Și asta e poziția dorințelor. Evident că nu poți să-ți dorești așa ceva, ci să închei ciclu. Poate că în trecut au experimentat aceste relații și sunt conștienți că poate, nu, evident că nu e valabil pentru toată lumea, s-a întâmplat datorită unor chestii care țin de magie, da? Pentru că oamenii mai practică și chestii nasoale, din păcate. Foști parteneri care vor să se răzbune pe X, pe Y, da? Să nu mai iubească pe altcineva, să nu mai fie satisfăcut cu altcineva. În fine, și-au experimentat, repet, aceste relații reci, nesatisfăcătoare, da? Femeia aproape că și plânge, da? Stă ca să stea. Ăsta e adevărul. Ce diferență între cele două cupluri? Când aici este evidentă pasiunea și nu doar că am vorbit la altă zodie, nu mai știu la ce zodie, chiar nu mai știu la ce zodie. În această carte, pasiunea lor îi inspiră și pe alții, nu știu, inspiră și alte cupluri să fie împreună. Există un foc care radiază în jurul lor. Pentru că dragostea este împărtășită. Și le este frică, probabil, că nu pot să trăiască asemenea dragoste sau le este frică de transformare, că dragostea îi poate transforma. E o senzație de frică, nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Am zis, voi vă doriți să fiți apreciați
să fiți tratați cu atenție, cu răbdare, că asta înseamnă monede, atenție și răbdare. Probabil că vă place și preludiu, da? Nu doar o relație strict sexuală și atât. De ce vă este teamă? Dacă nu sunteți tratați cum se cuvine, tratate în mod special, da? În ambele cărți, doamna este un pic mai sus. Probabil că dacă domnul nu o tratează cum se cuvine, îl va refuza și vor exista regrete. De asta le este teamă. Că vor fi puse în situația să renunțe la partener în cazul în care nu sunt tratate corect. Adică voi, în cazul în care nu primiți ceea ce vă doriți, monedele le țin de dorință, da? Ca și bâtele, într-un fel sau altul, va trebui să renunțați. Să lăsați această pasiune, da? Interesant, da? Să lăsați această pasiune care ar putea să crească, să vă crească, să vă ridice pe amândoi, da? Să o lăsați pe apa sâmbetii. Let go, cum a apărut și în crucea celtică. La capătul setului există un rege care vrea să o protejeze pe, eu știu, draga lui, care nu i-ar mai da voie să plece. Oh, și regele de cupe și regele de bâte. Ori sunt două persoane diferite, și împăratul. Trei nu pot să cred. Dar măcar doi într-unul sau două persoane diferite. Ha. Posibil unele dintre voi aveți de-a face cu un semn de foc, berbec, săgetător sau leu, pești, rac, scorpion. Și iar berbec sau taur, dar asta nu cred că a trebuit fixată pe o zodie anume, că oricine poate să fie împăratul. Împăratul e o persoană stabilă financiar, dar care se abține. Probabil că este persoana aceasta care în general tratează sexualitatea ca pe o chestie, hai să am și eu o viață sexuală, că așa e sănătos, da? Spre deosebire de acești doi regi care sunt asumați, au și pasiune, au și emoție, tandrețe, protecție. Și unul și celălalt își protejează partenerul, partenera, da? Evident că nu o să o trateze așa niciodată. Un rege nu o să-și trateze partenera așa. Pentru că nu-și dorește niciun rege să fie refuzat. În general, regii vor să cucerească, însă, din păcate, oamenii nu mai știu să cucerească. Știu că poate să se supere unii și alții, dar bărbații nu prea mai știu să cucerească, ăsta e adevărul. Da, oricum, aveți de-a face cu oricum o persoană care le are pe toate trei aceste calități și defecte, da? Eu zic că e altfel, totuși. Acest împărat ar putea să se manifeste și ca un rege de cupe și ca un rege de bâte, și pasional și emoțional, în ambele situații, protector, însă trebuie să renunțe 10 de monede la acest ciclu, la un ciclu de în care el s-a abținut ciclu, perioadă, o perioadă în care s-a abținut și nu s-a bucurat. Ce frumos. Da. Să încheie un ciclu și să înceapă unul nou. Ce frumos. Probabil, ori să încheie o căsătorie, ori o relație cu cineva și să înceapă una nouă. Interesant. Interesant. La care încă visează. Da, și o ține în secret, este luna. Iar semnul racului, al peștilor sau al scorpionului. Interesante cărțile. Interesante cărțile. Îmi place la regele de cupe că aici parcă ar vrea să îmbătrânească alături de acest personaj. Foarte frumos. Dar evident, ca să se ajungă la aceste energii, trebuie să se renunțe la frici, da? Și la complexe, și la griji, eventual la un trecut, ori la un partener care a oferit asemenea, adică n-a oferit căldură.
Nu contează zodie, vorbeam de energie. Continuare, ia uite, 15 minute, măi, dar ce încet vorbesc, a trebuit să vorbesc mai iute. Din seria aceasta de cărți aveți, am primit, 4 de spade, ori un semn de aer care este la pat sau care se vindecă după o situație, după un trio, da, se vindecă și este și temperanța, vindecare spirituală. Oricineva cu planete în săgetător, în relație cu cineva în planete de aer, încearcă amândouă persoanele să se vindece, ori separat, ori împreună. Dar vedem cum se așează cărțile. Vedem cum se așează cărțile. Dacă nu-i niciuna nici alta, voi aveți nevoie de timp de vindecare și de echilibru emoțional și spiritual în cărțile alea. Oh, ați avut de-a face, cu un diavol, cu o situație toxică. Dar aveți un nou început, ori cu o balanță, ori cu un semn de aer care vă poate aduce echilibru și vă poate ajuta să încheiați un ciclu, aici sunteți voi, un ciclu de mari trădări și suferințe. Posibil, unii dintre voi. Dar variază de la unii la alții. Haideți să vedem. Sau pur și simplu să aveți un nou început în dreptate. După ce lăsați acest diavol, după ce el, pentru că temperanța, credința, da, credința despre care am vorbit la Crucea Celtică în prima parte, este singura care anihilează diavolul, obsesiile, toxicitatea, credința, conexiunea cu îngerii voștri și legăturile voastre spirituale cu divinitatea. Soare, Luna, Venus, Ascendent în Pești, noiembrie 2019. Pești și partenerul, partenera lor. Ia uite. Lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit. 6 de spade. Eventual cineva lasă în urmă și, oh, cineva. Iar împăratul? Împăratul vine cu o ofertă? Poate împăratul lasă în urmă ceva ce nu i-a prit. Că au venit împreună. Vine de la un drum. În fine. Așa mi-arată, așa citesc. Ok, ia uite, iar. Pești, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești. Decembrie 2019. Ok, ce vă doriți voi? Nu, ce simțiți, ce gândiți, cum acționați, ce vă doriți, de ce vă este teamă și ce realizați. La fel ei, ce simt, ce gândesc, cum acționează, ce își doresc, de ce le este teamă și ce reușesc să manifeste. Oh, judecata, judecata exact tot așa la capătul setului de cărți a fost și la Crucea Celtică. Probabil cineva dorește o împăcare, cineva are niște lupte interioare sau se luptă cu, da, se luptă să comunice ceva. Oh, și să se transforme. Această comunicare aduce transformare totală. Transformare din niște blocaje de comunicare. Mamă, și vindecare. Îi dorim succes persoanei respective, că e greu, într-adevăr, dar nu e imposibil. E necesar să comunici ce simți. Ok, voi ce simțiți? 2 de băte. Ia să le desfac eu pe toate mai bine, ca să nu le mai au separat. Doi de bâte în suflet. Probabil că aveți, unii dintre voi trebuie să alegeți între două persoane. Ambele dragi. Ambele dragi într-un fel sau altul. Însă, o persoană vă duce într-o direcție, alta în altă direcție. Trebuie să simțiți corect. Să simțiți în ce direcție creșteți. O alegere. Poate. Unii dintre voi vă gândiți la un semn de foc sau cineva cu planete în semn de foc care trebuie să decidă tot așa. Aveți sentimente, simțuri, emoții față de ei.
Dar eu zic că și voi sunteți între două persoane, între două relații și trebuie să alegeți. Inima voastră este la intersecție. Cum gândiți? Vă gândiți că e cazul să schimbați roata norocului? Trebuie să se schimbe. Eventual, vă gândiți cum să schimbați și trebuie. Știți că trebuie să vă urmați inima și inima trebuie să aleagă între vechi și nou. Bănuiesc că alegeți, știu, noul. Pentru că intrăm în 2020, n-ar trebui să intrăm cu energia veche. Vă gândiți la un alt personaj cu planete în semnul peștilor sau al săgetătorului, că-i Jupiter. Dar eu zic că vă gândiți cum să vă schimbați norocul. Norocul în dragoste, eventual. Sau norocul la bani. Pentru că acționați conform acestei cărți, 9 de monede. Acționați către sporul vostru financiar, către independența voastră financiară. Eventual, dacă sunteți în cuplu, vreți să deveniți independenți. Sau, dacă aveți de ales între două persoane, felul în care vă manifestați în viața publică și în viața de zi cu zi, da, independenți financiar și pe toate planurile, vă va ajuta să atrageți partenerul, partenera potrivită, în cazul în care trebuie să luați o decizie. Am zis aici, poate să fie altă poveste, nu are legătură cu cărțile sexuale. Ce vă doriți, eremitul? Să înțelegeți situațiile prin care ați trecut ca să vă puteți schimba norocul, evident. Ați trecut printr-o noapte lungă, rece, întunecoasă și a trebuit să găsiți lumina. Dar asta prin singurătate, prin rugăciune, prin izolare. Și v-ați găsit și drumul. Și uite așa, la capătul drumului apare lumina și norocul. Norocul. De-aia, la capătul drumului trebuie să alegeți între vechi și nou. Poate unii vă doriți o fecioară, sau cineva cu marcaș pe fecioară. De ce vă este teamă? De un semn de aer care vine și vă influențează viața sau relația în care sunteți. Poate că vă este teamă că nu veți fi în stare să lăsați în urmă acest întuneric sau acele probleme prin care ați trecut. Dar este doar o teamă. Concentrați-vă. E foarte important cum gândiți. Cum gândiți, veți putea manifesta și ia uitați ce frumos arată, da? Gândiți la noroc, manifestați noroc. Gândiți la spor, manifestați spor. Gândiți la bucurie, Jupiter înseamnă și bucurie și soare, da? Manifestați culoare. Ce reușiți să manifestați? Vă asumați, nu știu, răspunderile, responsabilitățile. Până la sfârșitul lunii, eventual, în cazul în care intrați într-o relație, alegeți o relație, vă asumați alegerea, vă asumați cu totul, cu toată puterea. Pentru alții, care alegeți independența, să manifestați independență, renunțați la tot ce v-a consumat energiile. Sper că sunt înțeleasă, da? Ei, în suflet, justiția. Puf, se gândesc la o separare, să se separe de cineva, de ceva. Eventual, imediat vă zic. Aici sunteți voi. Ei în suflet.
Încearcă să-și simtă sufletul, să-și simtă emoțiile, să se echilibreze emoțional ca să poată să comunice. Pentru că balanța întotdeauna are o spadă. Bine, aici se vede la mijloc, da? Trebuie să comunice balanța. Prin semn de aer, într-un fel, da? E arcană majoră, e arcană foarte importantă. Voi aveți câte aveți două. Trebuie să se echilibreze. Interesant că și voi trebuie să alegeți. Și ei trebuie să se echilibreze. Probabil că amândoi trebuie să lăsați în urmă o energie a trecutului. Ori trecutul dintre voi doi, ori trecutul cu alte persoane, separate de această relație. La ce se gândesc? Se gândesc că această legătură este foarte profundă, o simt, o gândesc. Și le readuce o energie pe care n-au mai experimentat-o de foarte mult timp, poate din copilărie, o stare de bucurie, de voie, bucurie, voie bună, tot aia e. Gândesc că această legătură este din altă viață. Este în poziția gândurilor. Conștientizează că este o legătură dintr-o altă viață. Cum acționează? Deocamdată așteaptă. Interesant. Voi, dintr-un punct de vedere, sunteți un pic mai bine. Dar oricum puteți schimba pozițiile de aici, să treceți aici, da? Ei așteaptă. Se odihnesc un pic. Probabil că au investit cel puțin în carieră. Dar vorbim totuși de relația aceasta, nu doar în carieră. Au investit o parte și au nevoie de timp să se gândească dacă investesc mai mult. Au nevoie să se echilibreze emoțional și apoi să ia această decizie. Așteaptă. Așteaptă. Asta este cartea așteptărilor. Eventual, așteaptă ca ceea ce au investit să producă roade. Eu știu ce au investit. Ei știu ce au investit. Dar este cum se poartă față de voi. Voi, între timp, vă vedeți de independența voastră. Totuși, au o provocare. E o scară aici. Ori stau și așteaptă să le pice fructele. Asta e, așteaptă să le pice în coș fructele. Dacă vor să le aibă mai repede, trebuie să depună efort, trebuie să urce pe scară, da? 8, ce înseamnă următoarea etapă ar fi 8, să depună efort către 9, să vă ajungă din urmă, să ajungă la voi. Interesant. Ce își doresc? Să se detașeze de tot ce nu le-a prit până acum. Să meargă către 9. De la 8 la 9, să se transforme, cum am zis mai devreme, emoțional, să se echilibreze și să se transforme. 8, da, e transformare, să se transforme emoțional. Dacă în trecut au stat în relații care nu le-au priit și nu le-au umplut sufletul, acum își doresc să meargă către nouă, către o relație care le aduce bucurii. Și cine este decât voi, Regina de Cupe, da? Sunteți a noua cupă care îi face fericiți. De ce le este teamă? De asul de bâte. De acest început. Este greu pentru toți. Voi trebuie să alegeți, tot așa, între ei și altcineva din trecut. Și le este teamă că poate nu vor fi aleși sau dacă sunt aleși, ce vor face? Simt că aceasta este o pasiune foarte mare și probabil pasiunea asta îi derutează, le dă viața peste cap. Da, au și nevoie de așteptare, dar să nu așteptă totuși prea mult, că devine totul prea
obositor. Ce reușesc să manifeste? Regina de cupe. Într-un fel sau altul vă manifestă pe voi. Pentru că regina de cupe este răbdătoare. Poate încep să aibă răbdare față de ei, față de sufletul lor, da, cu justiția în suflet. Încearcă să manifeste justiție în această relație emoțională, să ofere, să ofere și emoții. Aici era treaba. Să ofere emoții, nu doar să aștepte să primească. Interesant. Eventual să vină spre voi să vă ofere această cupă plină cu tandrețe, nu doar cu pasiune. Asta reușește să manifeste. E bine. Vindecare, împăcare și șase de cupe vorbește despre împăcare, este în gând, în cazul în care cineva pleacă sau încearcă să se detașeze. E o situație în care poate amândoi vă detașați într-un fel sau altul, ori de un trecut, ori de o situație prin care treceți. Încearcă să ofere această cupă a împăcării. Pentru că își dau seama că dacă nu oferă ei, nu se vor putea bucura de nouă de cupe. Da? Înțelegeți? Sper că înțelegeți. Teoretic, cred că înțelegeți. Chiar dacă poate uneori sunt explic mai altfel. Cam aceasta ar fi... Ia să vedem ce avem. Ah, da, am zis, da? Judecata după conflicte, cineva încearcă să comunice. Comunicarea va aduce transformare totală și va reuși să iasă din aceste șabloane mentale și griji mentale și să se vindece. Și să-și recapete speranța într-un nou început cu pasiune. Ce frumos! Oh, ce frumos! Cu regina de băte, o persoană pasională, probabil că voi împreună sunteți acest cuplu pasional și foarte frumos. Cam aceasta e talarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în pești pentru decembrie 2019. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao!